Universitatea de Vest Vasile Goldiș Arad este membră FED din 1992, care este o organizație internațională non-guvernamentală cu statut participativ pe lângă Consiliul Europei, iar profesorul universitar dr. Aurel Ardelean, președintele Universității de Vest Vasile Goldiș, este pentru al treilea mandat vicepreședinte al FED. Platforma de tip MOOC se va adresa studenților din China și Europa, care vor urma cursuri online și va fi operațională în limba engleză, franceză, chineză și română. Și universitatea noastră caută să prospecteze diferite piețe, caută să organizeze un învă învățământ de înaltă calitate, care să fie îmbrățișat de universități și tineri din străinătate. În acest context se înscrie și aderarea Universității de Vest Vasile Goldiș, la proiectul Federației Europene a Școlilor Superioare prin prezența la Arad a profesorului dr Eduard Jagodnik, președintele Federației Europene. Cursanții vor primi un atestat prin care se dovedește că au urmat cursurile online de pe platformă organizată de Badge Factory, iar în urma unui examen final vor primi o diplomă de absolvire. Prin platforma MOOC, Badge Factory va pune la dispoziția cursanților resurse e-learning, pe baza cărora se poate obține o diplomă în domeniile cultură europeană și informatică. Pe scurt, acest proiect constă în lansarea unor cursuri pe platformă de tip MOOC, platformă care este în Statele Unite deja foarte cunoscută și eu aș putea să fac un pariu că în 20 de ani prin acest tip de cursuri se vor desfășura majoritatea formărilor din universități. În acest sens, Senatul Universității de Vest Vasile Goldiș și Consiliul de Administrație și-au dat acordul pentru a adera la proiectul FEDE de a școlariza în sistemul MOC studenți din China. Este vorba de prospectarea în prima fază a pieței studenților chinezi prin transmiterea cunoștințelor online prin sistemul e-learning, studenții urmând să fie înscriși la aceste forme de învățământ în diferite specializări. Noi suntem convinși că aderarea singurei universități din România la acest sistem, acest proiect inițiat de Federația Europeană, va fi un succes în activitatea, în lupta pentru calitate pe care o desfășurăm în prezență vom căuta să fim la înălțimea partenerilor noștri, respectiv Federația, Universitatea din Sorbona și Universitățile din China, care ne vor ajuta în implementarea acestui proiect la nivelul acestei mai puteri, care este China. În semn de înaltă prețuire, profesorul universitar Dr. Auler Ardelian, președintele UVVG, i-a acordat în numele senatului universitar domnului profesor Eduard Jagodnik, președintele FEDE, medalea de aur 95 de ani de la Marea Unire.